De ce m-am hotărât să fac aceste profesii? Actriță, jurnalistă, creatoare, mai nou creatoare de modă, pentru că am un brand care se numește Loli by Zita Moldovan, care a fost foarte mult susținut de Eriac și le mai mulțumesc încă o dată. Da, am ales să fac toate aceste munci creative pentru că simțeam că asta vreau să fac. Încă de când eram mică vreau să fiu actriță, aveam acest vis și iată că m-am dus pe drumul ăsta și m-am ținut așa de el. Iar asta cu designul vestimentar e ceea ce mă împlinește în momentul de față. Îmi place foarte mult ce fac, îmi place foarte mult. Pentru că am posibilitatea să aduc în contemporan tradiția și cultura romilor prin hainele vestimentare pe care le fac. Și atunci asta e cumva, vine cumva ca o recompensă, dacă vreți, a muncii mele, pentru că a fost foarte bine primite toate colecțiile pe care le-am făcut până acum, oamenii au fost foarte mulțumiți. Bine, nu am niște vânzări astronomice, să zic, vai câte, dar e încă la început, am încredere că lucrurile se vor dezvolta și vor merge într-o direcție bună. Bună dimineața, dragi prieteni, și bine ați venit din nou la o emisiune cu totul și cu totul specială aici din Viața Romilor. Astăzi vorbim despre repartizarea locurilor speciale pentru romi în facultăți. V-ați obișnuit deja, avem o serie de emisiuni în care vorbim despre educație. Alături de mine, astăzi dimineață, a venit domnul Ionel Cordovan, inspector pentru limba romani. Bună ziua și bine ați venit, bună dimineața, miștoara, clomtut, toate limbile posibile. Am fost foarte bucuroasă când am auzit că sunt câștigătoarea premiului Taja oferit de Eriac. Le mai mulțumesc încă o dată pe această cale tuturor celor care m-au votat și care au avut încredere în mine. Am împărțit felicitările voastre cu colegele mele de la Juvipen, pentru că noi avem o muncă colectivă împreună încă de la înființare din 2014, când împreună cu actrița Mihaela Drăgan am înființat această trupă de teatru feministă romă care se numește Juvripe. Mishtorova male, romnale, chavale, shayale, taisia mara malenge, kaisi katea mensa, tarasult me voia elashi. Dear friends, sisters and brothers, we are honored to be here with you for the Taisa Prize in the National Theatre of Belgrade. The seats we are in today are seats that were often excluded to us. We may have been invited as performers, but rarely as actors. Today, we go beyond performance. We are here to celebrate our achievements. We're not asking for a seat at the table or a seat at the theater. We're taking our seats. We are delegated by Dr. Maria Bogdan of the Barbalipe Academy and Dr. Ismael Cortez, deputy chair of Barbalipe. The Barbalipe Academy has selected tonight's winner. The Taisa Prize is founded on the nominations of the area community, the board, the membership, and the Barbalipe Academy. All genres of art and culture were available for the decision for the Barbalipe Academy, the strategic and leadership organ of the area membership. The jury selected the winner based on ARIAC's funding principles. The art of the winner must represent the highest quality of standards, and we seek to, and on the other hand, we see commitment to the Roma cause, the defense of human rights, and the fight against anti-Romani racism. The art of the winner shall have impact and transformative potential for wider European societies. And the winner is Zita Moldovan! Parcursul meu profesional a fost și cu suișuri și cu coborâșuri, așa cum toată lumea
Cred că la un moment dat pe parcursul vieții se întâlnește cu momente bune, momente mai puțin bune. Eu încă de când am intrat la facultate, am făcut facultatea de teatru și film din Cluj, încă de atunci am început să lucrez în televiziune. Am avut o emisiune pentru Rom la TVR Cluj, pe atunci doar 15 minute, după care m-am mutat la București și aici am început o nouă emisiune pentru Rom la un post privat de televiziune. A fost pentru prima dată când un post privat găzduia o emisiune pentru rom. A fost o experiență foarte, foarte bună pentru mine ca jurnalist, ca viitor jurnalist, deși eu terminasem actoria. Apoi m-am angajat la un teatru de aici din București, la un teatru de stat, la teatru de operetă Ion Dacian. Am avut o colaborare de peste 4 ani, după care nu mă simțeam împlinită cu ceea ce fac, vreau să fac mai mult, vreau să vorbesc mai mult despre mine, despre identitatea mea romă, despre istoria mea și așa mai departe. Și atunci, în 2014, împreună cu Mihaela, am înființat trupa de teatru Juvipen, care fix asta face, a venit așa ca un pansament pentru noi să putem vorbi despre noi, despre identitatea noastră, despre femeile rome, despre istoria dureroasă a romilor. Și din 2014 și până acum am avut nenumărate spectacole, premiere, atât în țară cât și peste hotare. Am și luat foarte multe premii, ne-a fost cumva recunoscută munca, care încă nu s-a terminat. Scopul nostru, de fapt, este înființarea Teatrului Rom în România. Am luptat mult să avem o întâlnire cu reprezentanții instituțiilor de cultură. Am avut nenumărate discuții pe această temă, dar se pare că încă nu s-au decis asupra acestui lucru, dar pe noi asta nu ne împiedică să mergem pentru ceea ce vrem să facem și să ne împlinim cumva acest vis, care nu este doar al nostru, este al mai multor actori și actrițe rome din România. Inza bute na inza, ca eu gageja na menza, jamba pire sa pago, o Antonescu sole sandoșero, șoșoi jungalo hai bango, le romen mai silen traio. Muța bute na ența, caio gageja na menza, jamba pire sa pago, o Antonescu sole sandoșero, șoșoi jungalo hai bango, le romen mai silen traio. Cu chiare multe, unde românii ne mută, broască cu picior sucit, Antonescu ce-are în gând? Iepure urât și șchiop, șatra mai are noroc. Pisică cu cheare multe, unde românii ne mută, broască cu picior sucit, Antonescu ce-are în gând? Iepure urât și șchiop, șatra mai are noroc. Gondoline, pentru mine munca pe care o fac înseamnă foarte mult, pentru că vreau ca oamenii care vin, de exemplu, la spectacolele noastre, care cumpără articolele noastre vestimentare, să aibă posibilitatea să vadă și altfel lucrurile, să creadă și în altfel de povești, să vadă și altfel de lucruri, nu doar cele stereotipice, nu doar cele care sunt vehiculate prin mass media, nu doar cele care vorbesc într-o notă negativă despre romi, ci vreau ca oamenii să-și schimbe opinia care le-a fost construită greșit de societate și de școală și de tot ce înseamnă constructul ăsta social, care câteodată este distorsionat față de realitate.
dorim foarte mult să începem munca la Juvripen, pentru că acești 2 ani de pandemie ne-au cam stricat așa apele. Dar am avut proiecte și în pandemie, am avut o emisiune online, eu sunt actrița principală. Acum se încheie proiectul Rezistența e o fată care schimbă lumea. Deci am lucrat și în pandemie, doar că n-a fost atât de intens ca înainte de pandemie. Iar acum vrem să ne reluăm proiectele, să facem și proiecte noi, de ce nu? Mă pregătesc pentru o nouă colecție pentru aprilie, nu vă spun mai multe, o să fie o surpriză și bineînțeles surprize despre care nu cred că ar trebui să vorbesc la momentul ăsta, o să vă spun tot la momentul potrivit. Se spune că țiganii au pus mână de la mână pentru această înmormântare. Aici lângă mine se află toți colegii mei de la toate televiziunile, vom transmite, nu-i așa, în direct, dar noi avem astăzi exclusivitate, așadar nu ratați. În câteva momente îmi spun colegii mei în casă că alături de noi va veni cel mai important om din Frumoasa. Bulibașa din Frumoasa, iată, dragi prieteni, că vine Bulibașa din Frumoasa, cel mai important om din Frumoasa se apropie. Doamnelor și domnilor, el este... Eu cred că femeile rome sunt niște femei puternice. Eu cred că femeile rome, da, pot contribui la schimbarea unor mentalități și eu fac asta în fiecare zi și le-aș transmite tuturor surorilor mele multă sănătate, putere de muncă și solidaritate într-un colectiv în care vă place să lucrați, așa cum suntem noi la Juvripen. Te avem Bactale, Romneale, Bud Bact, Hai Sastimos!